Dacă vă imaginați că vedetele noastre trăiesc ca niște dive adevărate de peste ocean, păi să știți că uneori această speculație rămâne a fi doar un mit. Așa zic vedetele de aici. Aura a dorit să ironizeze pe această temă și s-a gândit să facă un videoclip la piesa Inima mea, unde apare în diferite postaze ca o divă adevărată ce este, cu schimbări radicale de look și multe fițe. Astăzi o veți vedea pe cântăreață altfel decât o cunoașteți. Dacă v-am făcut curioși, rămâneți alături de noi! Ce-a fost în gândul meu și iarba din zor legată cu flori în două inele. Odată cu sosirea toamnei, toți interpreții se înghesuie să se laude cu cele mai frumoase realizări pe care le-au pregătit în acest sezon. Și frumoasa interpretă de muzică ușoară, Aura, nu a scăpat ocazia de a-și răsfăța fanii și admiratorii cu un nou videoclip la piesa Inima mea. Cu această ocazie, diva și-a strâns colegii de breaslă într-un local din capitală. Ocupați mai tot timpul colegei Aurei, au cam întârziat la eveniment, ceea ce a agitat-o un pic pe vedetă. Mă simt bine, dar sunt un pic agitată, fiindcă îmi fac griji, aștept să vină lumea, știi, și nici de cum nu se adună. Eu mi-am chemat colegii de breaslă, să zicem așa, mai mulți din generația mea, și... Normal că este grupul de filmare, este autorul piesei Eugenia Carabut, este Santu Gurgos care a făcut aranjamentul. Cine mai sunt? Și sunt prieteni și oameni dragi sufletului. Până la urmă, mult așteptați oaspeți au făcut apariția. Mulțumită de acest lucru, Aura, ca o divă adevărată, așa precum cântă și noua sa piesă, și-a făcut apariția în fața colegilor. Brilliant! Diva! Viva la diva! De această dată, interpreta a ținut să-și aleagă o echipă nouă pentru a realiza acest videoclip. Spune Aura că îi place foarte mult creativitatea acestora și, în final, a rămas mulțumită de produsul la care a depus foarte mult efort. De data asta am colaborat cu Corina Caireac și Alea Constantinu, deci ele sunt regizorii videoclipului. A filmat Igor Levinsky, operatorul. De ce zic de data asta? Fiindcă pentru prima dată am făcut un nou videoclip cu Corina. Am văzut și înainte lucrările ei și mi-a plăcut foarte mult. Am zis că trebuie să încerc, întotdeauna sunt așa foarte trăsnit, foarte așa iurite, cu idei trăsnite. Mai ales că piesa are așa o doză de umor, are o doză de ironie și am zis că trebuie să facem ceva tot așa. Astfel, în noul videoclip, Aura apare în mai multe ipostaze, divă răsfățată, brunetă și blondă, transformându-se până în final chiar și în Marilyn Monroe. Tema ar fi, deci, viața unei divi, așa cum și-o văd alții, crezând că, uite, așa cred că trebuie să se simtă o divă și cam așa trebuie să o ducă. Asta sunt eu, dar în mai multe ipostaze. Cifre nu a avut să dea, dar zice cântăreața că nu a costat-o foarte mult noul produs video. S-a implicat mai mult însuși interpreta pentru a mai face câteva economii. Economii ce le-a făcut și cu studioul unde au avut loc filmările. Totul s-a petrecut într-un subsol unde au fost improvizate 5 platouri. Cât ați investit în acest videoclip? Nu mult. Oricum nu vă spun cifre, vă spun de ce nu mult, fiindcă foarte mult m-am implicat, cum o fac din totdeauna, de ce foarte multe din cheltuieli, poate chiar jumătate din cheltuieli, le-am economisit, fiindcă... O fac întotdeauna, mă implic mult în videoclip ca să fac și economii. De-aia cred că am fost cea mai obosită, fiindcă mi-a luat mult timp și organizarea acest videoclip, după care, să fiu sincer, ultima am plecat de pe platou, ca să văd că totul e ok, nimic nu e defectat, toți au dus, totul e bine, s-a terminat frumos și după aia merg și eu acasă.
Unde au avut loc filmările? A avut într-o locație obișnuită, deci a fost într-un bloc. Deci această locație la moment era liberă, încă trebuia să se dea închirii acel spațiu pentru oficii. Noi l-am folosit până în alta, până s-au dat, l-am folosit noi. Și ne-am făcut acolo și platou și decorul și tot ce ne-am dorit. Chiar pe calea asta vreau să-i mulțumesc lor pentru asta, că au fost receptivi și ne-au permis. Ca oricare, Aura își dorește să spargă topurile cu acest videoclip. Între timp, piesa a ajuns să fie șlagăr, fiind dată spre audiția radioascultătorilor încă din vară. Piesa este un șlagăr de fapt și deja sună la posturi de radio, vara am lansat-o. Am văzut că a fost chiar și solicitat, adică e ok. Sper și clipul. Clipul întotdeauna aduce o a doua viață acestei piese. Cei prezenți la eveniment au avut doar cuvinte de laudă pentru artistă. Pe lângă flori și cadouri i-au adus în dar și cuvinte de felicitare cu această nouă realizare. Știu că Aura face întotdeauna lucruri frumoase, știu că Aura întotdeauna are un bun simț, cum să spun, simte piesa, deci știe cum să-și aleagă repertoriul și cred că este ceva frumos. Vreau să-i urez ca acest videoclip să fie cât mai des văzut la micile ecrane, pentru că deseori se întâmplă că un interpret investește în afară de suflet și timp, mai investește și bani și nu este promovat îndeajuns acest produs. Că Aura ne surprinde de fiecare dată cu noi imagini, cu piese frumoase și este fresh de fiecare dată. Pentru orice artist, atunci când lansează un produs nou, îl lansează nu doar de dragul prietenilor veniți, de dragul unor lansări, ci sigur că se urmărește un scop ca acest produs să ajungă la inimile ascultătorilor, publicului drag. Depinde și de voi. Să-i urez, în primul rând, că acest videoclip și această piesă nouă, semnată, am înțeles, de Eugenia Carabot și orchestrație Sandu Borgos, să aibă viață și să ne placă nu numai nouă colegilor și lui Aura, pentru că nouă ne place, nouă multe ne plac, să le placă telespectatorilor și să le cadă la inimioară, cum am spus, și piesa să aibă viață, să fie solicitată. Doamne ajută! Inima mea e o mare taină, mereu ea poartă o altă haină, azi este roză și un pic.